Anul 2022 a fost un an plin de misiuni pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj. De aceea, în această seară vom face bilanțul acestor activități, iar invitatul meu din această emisiune este domnul colonel Vlăduț Minciună, prim adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Anul 2022 a fost un an plin de misiuni pentru dumneavoastră. Pe scurt, așa, ca o introducere, cum a fost anul 2022 pentru ISU Dolj? Un an, ca să spunem așa, normal, pentru că misiuni avem din totdeauna, situații de urgență se produc. Poate să spunem așa, o scădere nesemnificativă a intervențiilor pe care le-am avut, poate și datorată ieșirii din starea de urgență. Starea de urgență și starea de alertă. Haideți să vorbim un pic despre aceste misiuni ale dumneavoastră și să vorbim despre situațiile operative. În cursul anului 2022, unitatea a primit peste 37.000 de apeluri. Am avut o medie de 102 apeluri pe zi, deci în dispecerul unității. Toate acestea s-au reflectat în peste 15.000 de intervenții și răspuns la solicitările cetățenilor. Într-adevăr, cele mai multe intervenții au fost cele pe parte medicală, intervenții smurt, în jur de peste 8.000 de intervenții smurt, dar totodată am avut 618 incendii, 418 incendii de vegetație uscată, 292 de intervenții pentru asistența persoanelor, 776 intervenții pentru protecția comunităților și 2908 alte situații de urgență, care de fapt reprezintă intervenții la inundații, misiuni pirotehnice, intervenții în, ca urmare a producerii unor fenomene meteo periculoase, participarea la evenimente publice de amploare, acțiuni de decontaminare ale echipajelor CBRN. Cum am spus și mai devreme, avem o scădere nesemnificativă, cam 0,75% față de anul 2021, în mare parte datorată scăderii intervențiilor pe linie de COVID. Dar spuneți-mă, cu siguranță dumneavoastră ați avut pe parcursul acestui an și intervenții mai deosebite. Care ar fi acestea? Aș putea, să enumărăm câteva. Am avut intervenții legate de producerea fenomenelor meteo periculoase, cel din luna aprilie și luna iulie, fenomene care au produs, pagube, în principal în municipiul Craiova, unde am fost solicitat și am intervenit de-a lungul la 2-3 zile aproape non-stop, am putea spune. De asemenea, am avut o intervenție echipajului CBRN la Băzdâna, unde, în urma furării unui puț s-au produs niște scăpări de gaze, a trebuit să facem și niște măsurători. După circa o săptămână, intervenția s-a încheiat fără probleme deosebite. În principal, intervențiile au fost gestionate și nu au fost probleme deosebite. La Malumare am avut o situație, o intervenție, când o persoană a fost surprinsă de un mal de pământ, s-a intervenit operativ și persoana chiar a fost salvată. Ați avut totuși intervenții foarte grele, dacă stăm bine să ne gândim. Într-adevăr, intervențiile sunt grele și numărul acestora, cum v-am spus, că au crescut. Dacă luăm, discutăm despre intervențiile la fenomenele meteo periculoase, când am avut chiar cod roșu, cod portocaliu urmat de cod roșu, când municipiul Craiova câteva ore aproape a fost paralizat, dar împreună cu celelalte
componente a sistemului de management a situațiilor de urgență, cu forțe de la Ministerul de Interne, cu Primăria Craiova, cu Rea de PFL Craiova, am reușit să gestionăm în bune condiții aceste evenimente. Ce bine ar fi ca în aceste situații să se implice mai mult și cetățenii, având în vedere faptul că exact în perioada aceea când au fost acele manifestări meteorologice foarte violente, s-au întâmplat foarte multe evenimente, adică acoperișuri luate, copaci smulși și pur și simplu cetățenii, eu i-am văzut, să nu spuneți că nu e așa, că i-am văzut cu ochii mei cum stăteau și se uitau și așteptau să vină pompierii să le ia tabla din curte. Păi nu, hai, ajută și tu un pic acolo, dar sub coordonarea lor, ca să nu se rănească nimeni, frumos ar fi ca cetățenii să pună și ei mâna la treabă alături de dumneavoastră. Este doar părerea mea. Într-adevăr, au fost și situații în care am avut apeluri care nu reprezentau niște urgențe. Într-adevăr. Dar noi încercăm să gestionăm toate aceste apeluri. Există și o prioritizare a acestora. Din păcate, unii cetățeni ar trebui să înțeleagă că dacă sună la 112, trebuie să sune numai dacă într-adevăr este o situație de urgență. El poate să țină linia ocupată pentru o situație reală și atunci timpul nostru de reacție este mai mare. Dar ați avut și apeluri false? Cu siguranță. Nu neapărat apeluri false. Deci au fost apeluri ale unor cetățeni, cum că este apă. Discutăm, dăm exemplu, cu aceste fenomene meteopericuloase, da? A venit apa, i-a inundat, n-au ce să mănânce. Fiecare are o dimensiune a pericolului în care se află. Fiecare dorește să fie cât mai repede ajutat, cât mai repede salvat. Acum noi am încercat să le explicăm, am încercat să-i mulțumim pe toți. De asta v-am spus că am avut și o prioritizare în a interveni. Eu știu, false, n-am putea să le spunem false. Avem și apeluri false, deci nu neapărat există oameni care sună și după aceea nu mai răspund. Te duci la locul evenimentului și nu găsești pe absolut nimeni. Sunt oameni care, v-am spus, nu au dimensiunea acestui a pericolului și consideră că trebuie să sune neapărat la 112. Adică dacă a pornit sistemul de alarmă, dau un exemplu, domnule, sună la 112 că pompierii știu să închidă acel sistem de alarmă. Ceea ce nu este în regulă. Conțile care pui pe drum niște forțe, niște mijloace, care în alte situații pot fi dirijate pentru cazuri reale. Cazuri reale și care chiar au nevoie și pentru care orice secundă contează. Exact. Dar spuneți-mi, pentru că tot ne aflăm la aceste intervenții deosebite, ați avut și victime în cazul acestor intervenții mai deosebite? Au fost și victime, dacă discutăm doar statistic. Numărul persoanelor decedate a scăzut în acest an. În anul 2021 au avut 10 persoane decedate la incendii, anul 2022 doar 6. În schimb, a crescut numărul persoanelor rănite, undeva la 16 rănite în anul 2022. Îmbucurător, ca să spunem așa, este că am și salvat peste 300 de persoane, am salvat pe timpul acțiunilor de intervenție. Doamne ajută! Haideți să vorbim puțin și de misiunile pe care dumneavoastră le-ați efectuat în contextul afluxului de refugiați. Pentru că ISU Dolj a fost implicat în aceste misiuni și aș vrea să-mi povestiți un pic. Da, știți cum este? Am zis că am scăpat de pandemie, să spunem în ghilimele, da? Și a venit războiul. Da. Deci când credeam că, eu știu, vom fi puțin mai liniștiți, a venit războiul din Ucraina, acest aflux de refugiați, faptul că noi suntem un inspectorat de grad 1, un inspectorat mare, cu o încadrare aproape de ceea ce este prevăzut și avem oameni foarte bine pregătiți, tehnică și tot ceea ce este nevoie,
Am participat în sprijinul inspectoratelor care se află în partea de est a țării, pe granița, la granița cu Ucraina și cu Republica Moldova. Am avut o tabără mobilă de sinistrați care am avut-o la Galați. Am asigurat din luna februarie și până în prezent asigurăm forțe și mijloace în sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, la Rădăuți. Avem acolo personal care sprijină activitatea de primire a refugiaților, cazarea lor în tabăra de acolo. De asemenea, avem la Galați un echipaj, avem în județul Tulcea un echipaj CBRN care este în sprijinul acelor inspectorate, plus cadre cu funcții de comandă din cadrul inspectoratului care au asigurat conducerea punctelor operative avansate la Huș, la Isacea și, de asemenea, și conducerea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpani. Practic, dumneavoastră colaborați, să înțeleg, și cu alți colegi de-ai dumneavoastră de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din țară. Cum vedeți această colaborare cu colegii dumneavoastră? Este o colaborare normală, o colaborare fructuoasă. Noi trebuie să-i sprijinim pentru că misiunile, pe lângă misiunile obișnuite, pe care și noi le avem, le au și ei, au și această misiune de a ajuta la, eu știu, la partea asta de sprijin a refugiaților celor care sosesc în România. Da. Haideți să vorbim un pic și despre faptul că dumneavoastră acolo la inspectorat, nu numai că aveți angajații dumneavoastră, dar știm cu toții că sunt foarte mulți voluntari. Sunt voluntari care vin și fac acele cursuri de prim ajutor. Sunt voluntari care sunt chiar implicați în această activitate de voluntariat. Și trebuie să recunoaștem că și aceștia sunt buni. Vă ajută. Vă dă o mână de ajutor, acolo, micuță, dar contează. Știți cum e, ca și acasă. Dacă soțul spală vasele, o mai ușurează pe soție de treabă. Exact și voluntarii sunt același lucru. Dacă vă ajută cu ceva, măcar să cărați aparatura și tot e bun la ceva, dar ei se implică mult mai mult, în mult mai multe activități. Deci voluntarii sunt bineveniți în unitatea dumneavoastră. Haideți să vorbim ce ați făcut pe partea de voluntariat. Cursuri, misiuni cu voluntari. Da, după cum știți, noi avem la nivel național se derulează programul voluntar din pasiune. La nivelul inspectoratului nostru, noi avem în evidență peste 300 de voluntari. În fiecare an, noi demarăm activități de pregătire și de instruire a acestora. Într-adevăr, anul 2021, fiind an pandemic, această activitate nu s-a desfășurat, dar din anul 2022, după încetarea stării de alertă, am reluat această activitate și am pregătit peste 150 de voluntari care au urmat un curs introductiv general. Din păcate, noi avem sediul în care aveam centrul de formare prim ajutor și de acordare prim ajutor. Sediul acela este într-un proces de reabilitare și activitatea a fost puțin mai restrânsă în ceea ce privește cursurile cu o durată mai mare. 1. 2. Faptul că marea majoritate a voluntarilor pe care îi avem sunt elevi și studenți. Am organizat ei trebuie să urmeze și niște cursuri de 4 săptămâni și aceste cursuri le-am organizat în perioada de vacanță ca să poată să participe voluntari. Mai ales că sunt unii, scuze că vă întreb, unii sunt care sunt elevi, alții sunt studenți. Exact, exact. Și exact perioada aceea de vacanță este foarte binevenită pentru a face aceste cursuri de paramedic, acela de 4 exact, săptămâni. Exact, cel de 4 săptămâni, pentru că acel curs îi dă voie să participe și la intervenții, poate pe ambulanță. Să încadreze o ambulanță, să fie, să spunem, dublură la paramedici pe care îi avem. Paralel cu aceste cursuri, voluntarii pe care i-am avut au participat la exercițiile pe care noi le desfășurăm
exercițiile trimestriale desfășurate de inspectorat, unde au îndeplinit exact atribuții pe linie de asistență medicală de urgență. De asemenea, în cadrul punctelor de informare preventivă i-am avut alături pe voluntari și la, să spunem, și misiuni mai deosebite. Și am să dau exemplu festivalul Intensity din luna august, la care noi am participat atât cu efective ale noastre de personal al inspectoratului, cât și cu voluntari. Și să știți că noi nu îi folosim ca să care aparatura, nu, deci... I-am dat asta a fost, un mic exemplu, da. Să zicem că a fost o metaforă, da? Chiar îi punem la treabă să facă ceea ce am învățat. Și asta e un lucru bun, pentru că în felul ăsta văd și ei ce înseamnă o misiune, exact. Și se confruntă cu realitatea. Exact. Ei sunt repartizați, cum a spus, faptul că avem o subunitate și care este în reabilitare, decât la o subunitate pot să mai facă și parte de practică, unde să încadreze o autospecială, unde să li se mai explice și partea practică a cunoștințelor teoretice pe care le-au acumulat. Știți cum e? Practica e cea mai importantă. Deja mă înveți teorie dacă în practică nu știi să pui. Și plus de asta, la dumneavoastră, o misiune nu seamănă una cu alta. Deci, niciun caz, ei pot să descopere la fiecare misiune câte un eveniment deosebit și din care au ce învăța pe parcurs. Dar aș vrea să vorbim un pic și de faptul că pe această perioadă de timp am avut și secetă, și ploi, și furtuni, și am avut foarte multe fenomene din astea hidrometeorologice care au pus, să spunem așa, și viața în pericol a cetățenilor, și aș vrea să vorbim un pic despre aceste avertizări hidrometeorologice la care dumneavoastră ați acționat, la care dumneavoastră, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ați anunțat cetățenii despre ele. Și aș vrea să-mi povestiți un pic despre activitatea asta dumneavoastră. Da, după cum toată lumea a observat și o simțim pe propria piele, vremea nu mai este ce a fost. Ce a fost, da? Când aveam 4 anotimpuri, când știam când începe iarna, când se termină, avem primăvară, avem vară și toamnă. Și în contextul ăsta fenomenelor meteo periculoase, da? Deci la nivelul anului 2022 noi am primit de la Centrul Meteo Regional, cât și de la Institutul Național de Hidrologie peste 300 de atenționări și avertizări hidrometeo. Acestea au fost diseminate către autoritățile publice locale pentru a fi aduse la cunoștința cetățenilor. Am avut 7 avertizări cod roșu în acest an. Este cam maximum până acum, deci n-am avut atât de multe. 53 avertizări cod portocaliu. Aceste avertizări au impus și utilizarea sistemului RO Alert în 13 cazuri. Trebuie să reținem că sistemul RO Alert îl folosim doar pentru fenomene imediate de o intensitate ridicată și care pot pune în pericol viața cetățenilor și bunurile acestora. Da, așa este, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, viața cetățenului e cea mai importantă, că bunurile, știți cum se spune, casa o mai faci, mașina o mai repari, mașina o mai cumperi, dar viața omului, din păcate, nu se poate cumpăra și cei care se duc dincolo nu mai vin înapoi. Dar aș vrea să vorbim un pic, pentru că tot vorbeam de protecția așa a oamenilor, a cetățenilor și tot ceea ce înseamnă misiunile dumneavoastră. Știu că pe data de 28 februarie este ziua protecției civile, protecția civilă care este tot la dumneavoastră, în subordinea dumneavoastră. Haideți să ne spuneți ce faceți atunci de ziua protecției civile. Istoria protecției la 28 februarie, într-adevăr, este ziua protecției civile din România. Anul acesta sărbătorim 190 de ani. La 1933 a apărut acest concept de apărare
pasivă. Deci, ca să un mic istoric legat așa de, da, de unde am plecat și unde s-a ajuns, da? În 1952 s-a schimbat acest concept, a venit apărarea locală antiaeriană, chiar eu am mai auzit așa când spuneau, domnule, una de post ALA. Inițial n-am știut, dar după aceea citind și intrând în sistem am aflat. La 1978 a apărut conceptul de protecție civilă, de apărare civilă. Iar în 1994 apare denumirea actuală de protecție civilă. În 2004, prin unificarea protecției civile, cea care atunci funcționa în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu pompierii de la acea vreme, au apărut Inspectoratele pentru Situații de Urgență. Deci este o zi de sărbătoare pentru noi, este o zi în care noi facem și un bilanț al activităților desfășurate pe această linie de protecție civilă, protecția comunităților. Vom desfășura activități de informare preventivă prin prezența noastră în zonele aglomerate, zona Pieței Mihai Viteazu, zona Molului, în care vom încerca să arătăm cetățenilor care sunt riscurile naturale, da? Și modul de comportare în cazul producerii acestora. La nivelul unității și subunităților vom organiza ziua porților deschise, unde vom primi vizitatori pentru a le prezenta tehnica noastră, intervențiile la care am participat, dotarea cu care suntem și câteva exerciții demonstrative. Și de asemenea o ședință festivă alături de toți colaboratorii noștri pe linia gestionării situațiilor de urgență. Practic vă sărbătoriți și pe 28 februarie, să spunem așa, nu numai pe 13 septembrie, când e ziua pompierilor, dar una peste alta, anul 2022 a fost greu? Este greu întotdeauna, să știți. Greu. Pentru că ne-am notat aici 37.000 de misiuni totale. Nu, da? Apeluri. De apeluri, da. Cam 100 de apeluri pe zi, spuneați 102 apeluri pe zi. Ați făcut față la tot cu personalul care l-aveți? Facem, trebuie să facem față. Noi suntem în slujba cetățenilor și trebuie să facem față. Faptul că putem să salvăm oameni ne aduce o mare bucurie, este de fapt împlinirea noastră. Pentru asta ne-am pregătit, pentru asta, lucrăm și existăm. Dar ce vă doriți pe anul 2023? Ne dorim liniște. În primul rând liniște, adică toată lumea își dorește. Noi suntem un rău necesar, ca să spunem așa. Noi nu dorim să avem de muncă. Mm-hmm. Vrem decât să ne pregătim. Noi suntem pregătiți, ne dorim mai puține situații de urgență, ne dorim cetățeni mai înțelegători, care să nu abuzeze de acest număr, de acest număr unic de urgență 112 și chiar să primim numai și numai apeluri reale. Doamne ajută, așa să fie, dar în ceea ce privește dotarea, sunteți mulțumiți sau vă doriți? Știți că totdeauna se spune că e loc de mai bine. Bineînțeles că este loc de mai bine, da? Stăm bine, deocamdată stăm bine, noi avem foarte multă tehnică achiziționată prin Consiliul Județean Dolj în cadrul programelor operaționale regionale, iar de anul trecut, prin Inspectoratul General, am început să primim tehnică și de la Inspectoratul General. Tot așa, prin programa finanțate cu fonduri europene, ni s-au repartizat două auto speciale cu apă și spumă, avem autoscări de salvare la înălțime și programul continuă, așteptăm și anul acesta, suntem pe un drum bun. Ne dorim întotdeauna să avem cât mai multe sau mai degrabă mai noi și mai performante.
Da, pentru că tehnica, dacă stăm bine să ne gândim, înaintează pe zi ce trece. Astăzi apare ceva, peste 2 ani nu mai e valabil. Deci trebuie să vă puneți la punct cu absolut tot ce înseamnă tehnică în dotare. Eu vă mulțumesc din suflet pentru participare. Vă felicit pentru toată activitatea pe care o ați avut-o pe anul 2022. Dar Dumnezeu să fie bine și pe anul 2023. Să fiți sănătoși cu toții, că dacă sunteți sănătoși, știți cum e, ne puteți salva și pe noi. Să aveți parte de misiuni frumoase, ușoare și duse la bun sfârșit, cu bine. Practic, așa cum spune și titlul emisiunii, să aveți misiuni îndeplinite cu succes. Vă mulțumesc! Aici pune punct emisiunii în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă. Ne revedem săptămâna viitoare aici, la Teleucrava. Toate cele bune! La revedere!